Bună dimineața, dragi prieteni de la Oradea. Este duminică, 28 mai și azi avem prima etapă de demifond, 370 de kilometri, Paprika, și am zis să reîmpărtășesc cu voi. Am mai făcut asta și am făcut-o în fiecare an, felul în care așteptăm porumbeii de la concurs. Astăzi se întrevede o etapă dificilă, cu vânt puternic lateral față, peste 30 de kilometri pe Ungaria, ceea ce înseamnă că porumbeii vor avea de tras destul de mult și pentru că următoarea etapă va fi una de 490 de kilometri, recuperarea este esențială. Din acest moment, în planul nostru de zbor, încep etapele de demifond și în scurt timp etapele de maraton, ca să zic așa. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la recuperarea porumbeilor. Noi facem o recuperare clasică pe care o cunoașteți. Am aici un ceai, un amestec de ceai pentru cei care sunteți curioși. Pur și simplu este un ceai hepatoprotector combinat cu un ceai pentru sistemul respirator de la Plafar, de la uman. În acest ceai am stors deja o jumătate de lămâie. Asta e mai mult ca să vă arăt cum facem acest lucru. În adăpătoare deja am băgat puțină apă, pentru ca să răcesc mai repede ceaiul, să pot folosi mierea de albine. Și stoarcem, strecurăm, îmi cer scuze, stoarcem lămâia și strecurăm ceaiul în... Cum v-am spus, ceaiul fierbinte cu puțină apă rece, ca să nu fie foarte fierbinte apa. Mierea de albine în apă fierbinte elimină niște toxine sau se produc niște reacții chimice. La 2 litri de apă punem măcar o lingură de miere. Idealul este însă să punem 2, pentru că mierea și cu lămâia vor asigura o recuperare foarte rapidă din punct de vedere energetic. Atenție, porumbeii consumă foarte multă energie, au nevoie de mulți carbohidrați, iar mierea le asigură acest lucru. Suplimentar, carbohidrați, eu folosesc Biotix și folosesc 10 grame la 2 litri, la litru de apă. Deci 20 de grame la 2 litri de apă. De ce folosesc Biotix? În primul rând are o concentrație de carbohidrați care oferă aport de energie, o recuperare foarte rapidă, după care are MSM, care e un antiinflamator, și după care are și două tipuri de probiotice care acționează imediat, instant, pe sistemul digestiv, pe sistemul intestinal. Asigură o recuperare, din punctul meu de vedere, foarte, foarte bună. Și nelipsitul Aminoforte, poate unul dintre cele mai bune produse de la CES Pharma, 30 de mililitri la 2 litri de apă. Ce este Aminoforte? Aminoforte este o combinație de electroliți, util la recuperare. Este o combinație de aminoacizi și de vitamina B. Aminoacizii sunt precursorii proteinelor, adică din aminoacizi se creează în organism proteinele și în mod sigur când porumbeii au tras mult, ei își consumă din masa musculară și au nevoie de proteine pentru a-și reconstrui mușchii. Imediat la sosire, porumbeii vor primi pe cioc o tabletă de Biotix și o tabletă de Protein Plus. Noi jucăm femelele, masculii așteaptă în compartiment. În momentul sosirii, femeia, după ce bea apă, se duce cu masculul pe boxă, îi închid pe boxă și stau acolo în funcție de momentul sosirii și de durata concursului, până vin toate femelele. Iar în momentul în care separ femela, o iau din boxă și o pun pe voliera pe care ea stă pe în cursul săptămânii, primește o tabletă de Biotix și o tabletă de Protein Plus. De ce? Totul pentru a accelera
la maxim recuperarea porumbeilor, pentru că următoarea etapă, teoretic, se îmbarcă joi și e de 500 de kilometri. Cei care recuperează foarte bine porumbeii la etapa asta vor fi fruntași la etapa următoare. Așa facem noi recuperarea, țineți aproape și o să revenim și cu un film despre etapa de paprika. Multe salutări tuturor!